Vă spun un bun venit tuturor! În acest episod de Apologie, aș dori să analizez o predică a fratelui Johnny Barbieru, care, din câte înțeleg, păstorește sau dă învățătură în Biserica Lucruri Noi din Botoșani. M-am aplicat asupra învățăturilor dumnealui pe care le dă în această biserică în ultimele zile și am descoperit, din ceea ce eu studiez și analizez de ani de zile, o învățătură carismatică foarte, foarte puternică. Sper să nu greșesc, nu aș băga mâna în foc pentru asta, este uh, la mijloc și învățătura lui Derek Prince, dar asta se va vedea. Oricum, uh, veți vedea în clipurile care vor urma că există un acces foarte puternic în învățătura aceasta pe justificarea numai prin credință iertarea tuturor păcatelor la cruce, ceea ce este adevărat, dar implicații ca și vindecarea de plină în jertfa Domnului Isus Hristos, implicații ca și nu mai trebuie să fim săraci, nu trebuie să avem note proaste, nu trebuie să avem circunstanțe rele în viața noastră sau cel puțin să accesăm cumva jertfa Domnului Isus Hristos ca să trecem biruitori prin toate lucrurile acestea. Asta este Evanghelia pentru dumnealor. Nu este necesară mărturisirea păcatelor și despre asta aș dori să vorbesc în acest clip. Dragilor, uitați care e problema. Problema este că învățăturile acestea sunt publice pe internet. Noi nu le mai putem limita Acum, la un spațiu privat al bisericii locale. Sunt biserici, cum este și biserica dumnealor, care, în mod intenționat, vor să propage învățăturile lor în public. Și nu este absolut niciun fel de problemă cu asta, mai ales dacă este propagată, propovăduită, proclamată Evanghelia Domnului Isus Hristos. Însă, există anumite învățături care au efecte la nivel practic extrem de direct și de puternic. Cum este, de exemplu, în cazul acesta predicarea justificării numai prin credință, îndreptățirea prin sângele Domnului Isus Hristos, iertarea tuturor păcatelor noastre, trecute, prezente și viitoare în jefa Domnului Isus Hristos și implicația că de vreme ce avem toate păcatele iertate, nu mai este necesar să ne mărturisim aceste păcate. Evident, nu pot să pun toată predica, pentru că nu toată predica este despre mărturisirea păcatelor, doar o secțiune, Eu voi vedea cât pot să acopăr în clipul acesta, vă invit să ascultăm împreună și să analizăm în lumina Scripturii lucrurile care se spun aici, da? Haideți să ascultăm. Aduceai un țap, un taur, un vițel ca jertfă și treaba era bună pe veci, te făcea de săvârșit, zice, logic n-ar fi încetatele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să aibă ceea ce mulți creștini încă au, cunoștință de păcat. Sunt pomul cunoștinței, binelui și răului. Hristos te vrea în pomul vieții, tu zici, frate, dar uite miercuri ce-am făcut. Mai departe. Vreau doar să fac o mică paranteză aici, ca să vedeți și versetul pe care Dumnealui îl citează, pentru că îl vom comenta puțin. Paranteza pe care vreau să o fac este legată de faptul că vreau să observați de-a lungul acestui clip, spun de la început, pentru ca să vedeți, ca să vedeți distinția asta, că Dumnealui preia învățătura biblică despre justificarea credinciosului, care este un act legal, judiciar, pe care Dumnezeu ca judecător îl face pentru cel păcătos în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, care a plătit în locul lui și a luat povara omului respectiv, face o confuzie între această cunoștință a păcatelor, da? Că zice, vezi, textul spune că avem cunoștința păcatelor, dar unii creștini și aduc aminte de păcat de fiecare dată. Da? Ia hai să mai ascultăm o dată. Dar face confuzie între această cunoaștere a păcatului ca și păcătos aflat în fața judecătorului lui Dumnezeu, care ulterior este justificat, și cunoștința păcatelor zilnice pe care noi le facem, deși ne aflăm într-o relație de părtășie cu Dumnezeu, de tată fiu. În momentul în care faci confuzia asta, concluziile sunt dezastruoase. Mulți creștini încă au cunoștință de păcat, sunt în pomul cunoștinței binelui și răului. Hristos te vrea în pomul vieții, tu zici, frate, dar uite miercuri -mi ce am făcut. Da, într-adevăr, fratele are dreptate. Dacă am înțeles justificarea numai prin credință, iertarea tuturor păcatelor noastre în jertfa Domnului Iisus Hristos, nu mai trebuie să avem cunoștința acelei iertări de păcate, da? Cu siguranță, trebuie să știm că suntem justificați, că suntem mântuiți, că suntem iertați. Dar noi avem cunoștința comiterii păcatelor. Dacă vă uitați în context, în Evrei 10, în Evrei 9, în Evrei 8, acolo se vorbește despre condamnarea pe care o aduce păcatul, despre vinovăția pe care o ai înaintea lui Dumnezeu ca judecător care îl tratează pe păcătos. Textele alea nu vorbesc despre relația unui credincios deja justificat cu Dumnezeu, relația de tată-fiu. Textul acela vrea să lămurească un evreu că nu mai trebuie să se întoarcă înapoi la jertfele din trecut, că ele sunt inferioare jertfe Domnului Iisus Hristos. Da? Textul acela este ai putea să spui că sunt evanghelistice. El îi cheamă păcătoși să vină să împace cu Dumnezeu și să înțeleagă că în Hristos a iertarea tuturor păcatelor și cheamă pe cei credincioși să se bazeze și să creadă doar în această justificare. Textul nu discută despre cunoștința comiterii păcatelor de către cel credincios, ci vorbește despre iertarea inițială pe care Dumnezeu o dă în justificare. Deci dacă nu se face distinția între aceste două tipuri de iertare la asta se ajunge, să știți. Mai departe. Dar aducerea a păcatelor, care la unii este duminicală sau în fiecare seară, este înnoită, atenție, oamenii care au probleme cu condamnarea, azi, în nou legământ, e ciudat. Nu sunt nici măcar la nivelul evreilor care își luau de o grijă pe un an. Patru. Este... Ați văzut? Aici a precizat corect că contextul din Evrei 10 este despre condamnare. Deci în momentul în care tu te-ai întors la Dumnezeu, hai să lămurim, în momentul în care tu te-ai întors la Dumnezeu, tu nu trebuie să mai ai cunoștința iertării păcatelor, adică a condamnării pentru păcatele tale. Gata, ai fost absorbit în jertfa Domnului Iisus Hristos, dreptul judecător te consideră drept prin jertfa Domnului Iisus, da? Despre asta vorbește Evrei 10, indică foarte bine lucrul ăsta, dar tu ai cunoștința păcatelor comise în prezent, deci... Haideți să le murim încă o dată. Tu nu mai ai cunoștința condamnării veșnice pentru păcatele tale, pentru că ești justificat în jertfa Domnului sus. Dar tu ai cunoștința comiterii păcatelor tale în prezent, în timp ce ai o relație de părtășie și de tată-fiu cu Dumnezeu Tatăl. Acestea sunt două lucruri distincte. Omul păcătos, când vine la Dumnezeu, vine înaintea lui Dumnezeu ca judecător. Omul credincios, când vine la Dumnezeu, vine la Dumnezeu ca tatăl. Omul păcătos, când vine la Dumnezeu, vine pentru stabilirea unei relații. Da? De părtășie, de prietenie. Omul credincios, când vine la Dumnezeu, vine deja într-o relație existentă de părtășie cu Dumnezeu. El vine pentru restaurarea părtășiei, nu pentru stabilirea relației. Două lucruri diferite. Omul păcătos vine pentru ca să fie iertat, să primească iertarea totală de păcate. Omul credincios vine pentru ca să restabilească părtășia care a fost afectată de păcatul lui. Sunt două lucruri distincte care trebuie păstrate distinct, da? Cu neputință ca sângele taurilor și alțapelor să șteargă păcate. Știi ce faci tu în momentul în care, după ce ai primit în dar neprihănirea lui Hristos, te simți din nou păcătos? Pui sângele lui Isus la nivelul taurilor și alțapelor. Asta faci. Auziți ce spune când te simți din nou păcătos? Bun. Eu întreb, cum să te simți că n-ai păcătuit? Cum să te simți că n-ai păcătuit? Un Ioan spune, dacă zicem că nu avem păcat, nu ne înșelăm singuri, suntem mincinoși, mințim împotriva adevărului Dumnezeu, îl facem mincinoși pe Dumnezeu. Cum să te simți că n-ai păcătuit? Că tu ai păcătuit. Dar tu ai păcătuit. Tu care ești socotine prihănit, tu care ești sfințit, tu care ești făcut desăvârșit, tu care ești considerat fără păcat de Dumnezeu, tu ai comis un păcat. Ar trebui să nu te simți ar trebui să nu simți că ai făcut păcatul ăla. Ar trebui să nu-ți fie rușine că ai ofensat lucrarea lui Dumnezeu față de tine, că ai ofensat caracterul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Că l-ai ofensat pe Dumnezeu având în vedere beneficiile, privilegiile pe care ți le-a dat. Ar trebui să fii nesimțitor. Ar trebui să fii nerușinat. Ar trebui să simți că n-ai făcut nimic, de fapt. Că tu ești acoperit de jertfa lui Hristos, tu ești tine neprihănit. Gândiți-vă puțin. Care este partea cealaltă? Unde vrei să-i duci pe oameni? Și dacă nu vrei să-i duci acolo, unde îi vei duce, de fapt, cu astfel de învățătură? Îi dai efect temporar jertfei lui Iisus Hristos. Chinuitoare viață trebuie să trăiești. Nesiguranță grozava mântuirii e în viața unui asemenea om. El nu înțelege nimic. El e în vechiul testament, dar nu știi. În 2024, da, e în vechiul legământ. Din nou, dacă te referi la faptul că un om se simte vinovat și condamnat din nou, dar are dreptate. E greșit. Ești ca în Vechiul Testament. Dacă crezi că ai pierdut mântuirea, da, ești ca în Vechiul Testament. Într-adevăr. Dar, din nou, problema mea este că uh, folosirea acestor texte care vorbesc despre condamnarea înaintea lui Dumnezeu pentru păcat ajung să fie legate de mărturisirea păcatelor de către cel credincios. E adevărat, un credincios nu mai trebuie să se de condamnat înaintea lui Dumnezeu pentru că a fost absolvit de toate păcatele sale. Dar el trebuie să, să știe că a comis păcate. El trebuie să știe care o anumită vinovăție înaintea lui Dumnezeu. El trebuie să experimenteze rușinea pentru ce a făcut înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna când Dumnezeu aduce jertfe, este complet. Noi dacă implorăm iertare, dacă noi ne pedepsim, E diferit să implori iertare, diferit să te pedepsești pentru ca să fii iertat. Două lucruri total diferite. Sau dacă noi avem o abundență de fapte bune de fiecare dată când păcătuim, sângele lui Isus Hristos este coborât la nivelul sângelui taurilor și al sapelor. Deci zice, dacă implori iertare, sângele lui Hristos e coborât. Înțelegeți ce face? El zice că practica mărturisirii păcatelor, practica implorării iertării de la Dumnezeu, înseamnă negarea jertfei lui Hristos. E foarte grav. Deci învățătura este foarte gravă. Da? Acum am zis, bun, de ce e gravă? Pentru că majoritatea creștinilor la ora actuală din România exact asta fac. Gândiți-vă în ce hal să află oamenii ăștia, în ce stare să află oamenii ăștia după părerea dumnealui, chiar dacă spune direct sau nu. Noi toți negăm jertfa Domnului Isus Hristos. Noi toți coborâm jertfa Domnului Isus Hristos la nivelul sângelor taurilor și ața primului. vă dați seama ce, ce jignire este asta pe care noi o facem, dacă e adevărat ce spune dumnealui. Că atunci când noi implorăm iertarea lui Dumnezeu sau ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu și cerem iertare de la Dumnezeu, noi facem lucrul ăsta. De asta, miza este foarte importantă, foarte, foarte importantă. Vezi mecanismul lui Dumnezeu, o singură hotărâre de iertare. Aici noi avem uh, discuții cu unii oameni care spun, bun, voi nu vă mai cereți iertare pentru nimic, ați amorțit conștiința oamenilor. Și omul tot trebuie să-și mărturisească păcatele. Deci, observați, el știe cam care ar fi obiecțiile noastre, da? Chiar dacă eu nu le-aș formula chiar așa, el știe care ar fi obiecțiile noastre, da? Că o astfel de învățătură te-ar putea duce la negarea necesitării mărturisirii, necesității mărturisirii și cerere de iertare. A rugăciunii pentru iertare de păcate, da? Deci știe lucrul ăsta, bun. Scrie în 1 Ioan, capitolul 1, într-adevăr. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem pe Dumnezeu mincinos. cine își mărturisește păcatele, le este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice neeligiuir. Este o problemă aici. Tu, dacă condiționezi iertarea ta de mărturisirea păcatelor, ar fi trebuit ca să fii înzestrat de Dumnezeu cu o memorie perfectă. Să-ți le poți aminti pe toate. Dar nu poți. E adevărat. Că nu poți. E adevărat. Hai fi sincer. Nu poți. David îi prevăzător și zice, iartă în păcatele pe care nu le cunosc. Nu mai amintesc de ele, zice într-un din Dar fă o iertare completă, El în vechiul legământ, este în nou legământ. Revinul la realitățile spirituale ale sângelui lui Iisus Hristos vărsat la cruce. Asta e adevărat, că niciunul dintre noi nu ne amintim toate păcatele noastre. Hristos le-a știut atunci când le-a plătit la cruci, el ca mare preot, în ziua ispășirii, mare preot mărturisea păcatele, nu mărturisea oamenii păcatele, da? Lucrul ăsta este adevărat. Dar ascultați-mă! Din nou, se face o confuzie aici între uh, unui Ioan care vorbește despre mărturisirea păcatelor făcute de cel credincios și mărturisirea păcatelor pe care trebuie să o facă un necredincios. Două lucruri total diferite, două relații diferite cu Dumnezeu, două calități diferite în care Dumnezeu se află în fața acestor doi oameni. Păcătosul nemântuit, și credinciosul regenerat și îndreptățit. Două relații distincte. Dacă le amestecăm, ia sunt un talmeș balmeș. Să știți, ia sunt un talmeș balmeș. Da? Dar, ce vreau să spun aici? Că deși noi nu ne putem mărturisi toate păcatele noastre, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne mărturisim păcatele. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne mărturisim păcatele. Există momente în care Duhul Sfânt ne călăuzește în mod specific pentru rezolvarea unui anumit păcat, asupra căruia ar trebui să medităm mai mult, pentru a lupta împotriva lui, care poate a început să pună control pe o anumită parte din viața noastră, comportamentul nostru, caracterul nostru, mintea noastră și așa mai departe. Dar deci, mărturisirea păcatelor nu este cu scopul de a rezolva justificarea noastră care a fost rezolvată la cruce, în mod obiectiv și subiectiv. A fost rezolvată în viața noastră când a fost aplicată prin sângele Domnului Isus Hristos și lucrarea Duhului Sfânt. Nu de asta. Deci trebuie lămurite foarte bine lucrurile, da? Mărturisirea păcatelor nu are rolul de a restabili relația noastră cu Dumnezeu, ci de a restaura calitatea părtășiei noastre cu Dumnezeu. Mărturisirea păcatelor nu are rostul de a îmbunătăți justificarea noastră care este perfectă înaintea lui Dumnezeu. Mărturisirea păcatelor nu are rostul de a rezolva mântuirea noastră. Da? Ce are rolul de a rezolva părtășia noastră cu Dumnezeu și de a face ceva în procesul sfințirii noastre. Duhul Sfânt se folosește de ea pentru a ne ajuta să progresăm în sfințenie. Devenim conștienți de păcatul care alterează diverse lucruri în viața noastră, relații, caracter, conduită, mentalitate și așa mai departe, și ne aduce într-o conștientizare a acelui păcat pentru a îndepărta barierele care stau înaintea unei părtășii nemijlocite, nealterate, neîmpiedicate cu Dumnezeu. Da? Despre asta este vorba. Bine, frate, și noi nu ne mai rugăm așa, să ne ierte Dumnezeu. Păi tu când te rosti... Deci, din nou, discuția, vedeți, este despre mărturisirea păcatelor, acum despre rugăciunea pentru iertarea păcatului. Ăsta este subiectul. Nu este un subiect inventat de mine, da? Câte Dumnezeu? Tu te simți condamnat. Tu înainte de rugăciunea aia, erai dezmântuit. Deci fratele duce discuția la mântuire și la condamnare, deși textul din 1 Ioan nu vorbește despre oameni păcătoși, necredincioși, nemântuiți. Din nou, eu cred că asta este greșeala fatală în toată predica asta. Sunt amestecate aceste două lucruri. Noi când vorbim despre cerere de iertare, noi când vorbim despre mărturisirea păcatelor, noi nu vorbim de mărturisirea păcatelor ca un necredincios. Noi nu vorbim de mărturisirea păcatelor unui nemântuit. Noi nu vorbim de mărturisirea păcatelor în vederea restaurării justificării sau a mântuirii. Noi nu vorbim de mărturisirea păcatelor pentru a fi mai justificați, pentru a nu ne mai simți condamnați înaintea dreptului judecător. Nu este vorba despre asta. Da? Ce prezintă Dumnealui este real. În foarte multe biserici, mulți oameni simt că atunci când au păcătuit și-au pierdut mântuirea, simt că atunci când au păcătuit și-au pierdut justificarea. E fundamental greșit. E foarte bine că atacă cu toată forța ideea asta. Dar de aici până la spune că dacă îți mărturisești păcatele, înseamnă că te simți din nou condamnat, că te simți nemântuit, că te simți dezmoștenit, că nu te mai simți Fiul lui Dumnezeu, că ți-ai pierdut toate privilegiile și statutul de credincios înaintea lui Dumnezeu, distanțe lungă. Noi nu despre asta vorbim. Deci doctrina corectă a mărturisirii păcatelor, care din păcate cred că lipsește din multe biserici, pentru că oamenii își mărturisesc păcatele pentru că se simt din nou nemântuiți și judecați și condamnați de Dumnezeu, doctrina mărturisirii păcatelor nu înseamnă ce spune fratele aici. Da? Că noi ne-am simțit din nou uh, nemântuiți, uh, condamnați, osândiți și așa mai departe. Nici de cum. Sunt două concepte teologice aici în care eu vă spun sincer, la momentul ăsta al cunoștinței pe care o am din cuvânt, nu le cred. Eu le cred. Unul apropo. zice că în Roman 5 cu 18 este o iertare judiciară a lui Dumnezeu și știu cu ce să mănâncă asta. Evrei 9 cu 12 la fel, zice e o achitare eternă, ești complet și în rugăciunea Tatăl nostru ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșelilor noștri, care trebuie să veți mare grijă cum citiți. Este vorba despre o iertare părintească Adică tu, dacă ai greșit soției tale, nu se rupe certificatul de căsătorie, dar trebuie să ai o discuție cu ea să re stabiliți relația dintre voi. Da? Nu ești divorțat, Doamne ajută, dacă e greșit dată, de două ori, de trei ori. Și așa ar fi cumva și în relația cu Dumnezeu. El te vede perfect, de dar tu știi ce e la păcat și trebuie să simți condamnare pentru el. Nu, 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 greșit, greșit. Nu mai simți condamnare ca înaintea unui judecător în calitate de om care și-a pierdut justificarea și este necredincios. Nu. Simți că ai comis un păcat. Știi că ai comis un păcat. Da? Pentru că exact asta s-a întâmplat. Cu alte cuvinte, trăiești realitatea faptului pe care l-ai făcut. Ok? Despre asta este vorba. Cu jumătate din ideea asta nu sunt de acord. Eu pot să am discuții cu Dumnezeu despre eșecul meu spiritual. Biblia nu spune să ai discuții cu Dumnezeu despre eșecul tău spiritual, Biblia spune dacă ne mărturisim păcatele. Orice-i face, predica încearcă să evite un fapt evident din Biblie, Biblia spune să ne mărturisim păcatele. Dar eu nu mă duc să mărturisesc păcatul să mi-l ierte când mi l-a iertat în totalitate pe cruce. Sunt două lucruri diferite. Iertarea la cruci este aspectul obiectiv al mântuirii, iertarea când te întorci la Dumnezeu este aspectul subiectiv al mântuirii, iertarea în calitate de credincios este aspectul, dacă putea să-l numim așa, parental al relației noastre cu Dumnezeu. Trei lucruri total diferite. Deci mi l de la, deja la cruce. Când te-ai întors la Dumnezeu și te-ai și ai crezut în Hristos, te-ai mărturisit păcatele. La modul general, oricum. Da, de ce ți le-ai mărturisit? S-au fost iertate la cruce, nu? Nu sunt două lucruri distincte. Aspectul obiectiv al iertării păcatelor noastre, când iertarea noastră a fost procurată, a fost la cruce. Ăla e aspectul obiectiv al mântuirii. A fost procurată, procurată la cruce. Însă primirea iertării păcatelor s-a făcut în momentul în care te-ai întors la Dumnezeu. Ăla este aspectul subiectiv sau experiențial, experimental al mântuirii. Ok? Dar în momentul în care tu ai fost mântuit, tu ai fost mântuit în calitate de păcătos aflat în fața unui judecător. După ce ai primit iertarea, absolvirea totală și tu continui să păcătuiești ca și credincios, tu nu mai ești în poziția de păcătos în fața judecătorului, tu ești în poziția de fiu în fața tatălui. Iar aici este deja vorba despre părtășie, mai despre relație. Mai înainte trebuia restaurată relația. Aici trebuie restaurată părtășia. Sunt două lucruri diferite. Eu când mă căsătoresc, intr într-o relație cu femeia respectivă. Da? Acum eu sunt deja în relația aceea, dar părtășia poate fi alterată. Anumite privilegii ale căsătoriei pot dispărea datorită păcatului. Deci sunt trei lucruri total diferite care trebuie ținute minte. Dacă nu le ține minte, am încurcat-o. Deci, avem păcătosul necredincios, și omul uh, uh, credincios. Păcătosul necredincios se află înaintea lui Dumnezeu ca în fața unui judecător. Omul credincios se află înaintea lui Dumnezeu ca în fața unui tată. Păcătosul necredincios trebuie justificat de către judecător. Omul credincios trebuie iertat și primit în părtășie de către tată. Lucruri total diferite. Trebuie înțeles asta. da? De asemenea, în viața unui om sunt două momente, da? Un moment al primirii absolvirii, un moment al justificării totale, un moment al îmbrăcării cu neprigănirea lui Hristos, când toate păcatele noastre sunt absolvite și există umblarea noastră zilnică cu Dumnezeu, igiena aceea spirituală în care ne mărturisim păcatele pentru ca părtășia noastră să fie restabilită și pentru ca privilegiile pe care le pierdem datorită păcatului, privilegiile, nu mântuirea, nu justificarea frate, da? să curgă din nou nestingerit în viața noastră. Hai să vedem. Să ascultăm în continuare. Fratele înțelege într-un fel ce pricepem noi din învățătura asta. Hai să vedem. Dacă e greșit odată, de două ori, de trei ori. Și așa ar fi cumva și în relația cu Dumnezeu. El te vede perfect, desăvârșit, dar tu știi ce e la păcat și trebuie să simți condamnare pentru el. Cu jumătate din ideea asta nu sunt de acord eu pot să am discuții cu Dumnezeu despre eșecul meu spiritual. De? Când mi l-a iertat în totalitate pe cruce. Aici e confuzia. Spune, voi iați morții pe oameni, ăștia nu mai simt pentru nimic ca condamnare. Noi nu vorbim de a spri, despre a simți condamnare ca și păcătoși rupți din relații cu Dumnezeu. Nu despre asta vorbim. Dacă nu mai simt condamnare, înseamnă că își vor trăi viața în destrăbălare. Dar Roman, capitolul 8, versetul 1, ce scrie acolo? Acum, dar, nu mai este nicio condamnare. Exact, textul la vorbește despre mântuire. Nu mai ai condamnarea veșnică în fața dreptului judecător pe baza legii drepte și sfinte lui Dumnezeu. Deci nu mai e condamnarea Asta nu înseamnă că tu nu ești conștient de ce păcate comiți. Deci, confundate lucrurile. E confundată justificarea de la început, care rezolvă păcatele omului, cu umblarea celui credincios, sfințirea lui. Sunt două lucruri distincte. Deci este confundată justificarea cu sfințirea. Mărturisirea ține de sfințire, nu ține de justificare. Pentru cei care sunt în Hristos Isus, De ce? Pentru că pentru fiecare păcat al tău și al meu, Hristos Iisus a primit deja condamnare. Și Dumnezeu este credincios și drept față de ce a făcut Fiul Său ca tu să nu mai ai nici condamnare, nici vinovăție. De aceea, prea aș vrea să vă spun că tu nu trebuie să mărturisești păcatul ca să fie iertat poți să ai cu Dumnezeu o stare de vorbă despre asta. Ascultați, este o negare frontală a Scripturii. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincioși și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curățe de orice nelegiurie. Fratele, tu nu trebuie să-ți mărturisești păcatele ca să fie iertat. Este o negare a Scripturii. Îmi pare rău să spun, asta este, este o negare frontală a cuvântului lui Dumnezeu. Biblia spune un lucru, Johnny spune un alt lucru. Ioan spune un lucru, Johnny spune un alt lucru. Înțelegeți? Despre asta este vorba. Sigur, poate să spune cineva, este vorba despre interpretări. Fraților, nu este nicio interpretare. Eu vă citesc, nu interpretați nimic. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Johnny, fraților, noi nu trebuie să ne mărturisim păcatele ca să fim iertați. Acum, cu ce sunt de acord cu din ce spune fratele, noi nu trebuie să ne mărturisim păcatele ca să fim iertați de păcatele de care am fost deja iertați când ne-am întors la Dumnezeu și a fost aplicată jertfa Domnului Isus și am devenit neprihăniți, desăvârșiți sfinți, curați în ochii lui Dumnezeu prin jertfa lui Hristos. De acord. Dar noi trebuie să ne mărturisim păcatele pe care le-am comis de când suntem credincioși în relația noastră cu Dumnezeu de tată fiu pentru restabilirea relației noastre cu Dumnezeu, a părtășiei noastre cu Dumnezeu și pentru uh, revenirea unor privilegii pe care le pierdem din cauza păcatului. Asta trebuie să o facem pe baza faptului că ai fost iertat. Eventual spui, Doamne, îți mulțumesc că în asta eu nu mai cad niciodată. Eu niciodată nu mai cad nască semăn cu tine. Sunt într-o sfințire progresivă. nu Nu spune textul așa. Nu i spune Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că eu nu o să mai cad în asta niciodată. Nu i spune să-mi mărturisesc păcatul ca să mă ierte și să mă curățească. Ce să Mă... Așa spune textul. Fraților, așa spune, dacă ne mărturisesc păcatele, este credincios și trebuie ca să ne ierte păcat, să ne curățească de orice nelegiuire. Din nou, eu nu mă rog aici pentru restabilirea statutului meu pierdut, desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Eu mă rog aici pentru starea în care eu mă aflu. Nu statutul meu, ci starea mea de fapt, practică, realitatea. Sfințirii progresive, ca să folosesc expresia dumnealui, sfințirii progresive în care eu sunt. Sfințirea mea este progresivă, păcatul ăla de care trebuie să fiu sfințit progresiv trebuie să-l mărturisesc. Nu păcatul care îmi fură mântuirea sau justificarea, ci păcatul care îmi împiedică sfințirea. Ăla îl mărturisesc. Deci avem, uitați, haideți că am mai găsit niște expresii. Există o mărturisire pentru mântuire, există o mărturisire pentru sfințire. Există o mântuire pentru începerea unei relații bune cu Dumnezeu, există o mărturisire pentru continuarea părtășiei cu Dumnezeu. Lucruri, uitați, le putem distinge foarte simplu și se evident în Biblie. Mărturisești tu când nu-ți merge bine în viața spirituală? neprihănirea lui Dumnezeu. Și eu... când mărturisești neprihănirea lui Dumnezeu, mai dăm o dată aici, dar textul nu spune așa, nu? Iertat. Eventual, pe Doamne, îți mulțumesc că în asta eu nu mai cad niciodată. Eu niciodată nu mai cad născă semăn cu tine, sunt într-o simțire progresiv. Știi ce să mărturisești tu când nu-ți merge bine în viața spirituală? Neprihănirea lui Dumnezeu. E o idee genială asta. Să fii căzut. <laughs> când sunt căzut, Biblia nu spune să mărturisești neprihănirea lui Dumnezeu. Biblia spune să mărturisești păcate. E contrar textului. Frate, ai citit textul ăsta și ai exegetat altceva, ai spus altceva, adică ce spune textul? Singur ce viață de pribeag acolo, jos, să-ți săpară așa că uh, Dumnezeu nu te mai iubește, este deja imaginea ale diavolului. De... Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mai iubește. Eu nu mărturisesc păcatele pentru că cred că Dumnezeu nu mă mai iubește. Nici chiar. Dumnezeu nu te iubește că ai păcătuit. Tu pune Roman 5 cop până mai vorbesc eu aici. Dumnezeu din cauza că ai păcătuit nu te mai vrea. Din nou, noi nu ne mărturisim păcatele pentru că Dumnezeu nu ne mai iubește, pentru că Dumnezeu nu ne mai vrea, pentru că Dumnezeu ne-a condamnat, pentru că ne-am pierdut mântuirea. Deci nu e asta singura opțiune pe care o prezint. Și aici zice că ți-o arăta dragoste exact când erai păcătos. Corect. De ce s-ar răzgândi Dumnezeu? Azi când ești păcătos nu te mai iubească. Desigur te vrea fără păcat, dar păcatul tău nu îl face pe el să nu te mai iubească. Deci în momentul în care tu ai cădere, mărturisește neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Dar ce spune textul? Dacă ne mărturisim în păcatele. Dumnealui pune în opoziție. Ori mărturisești păcatul, ori mărturisești neprihănirea lui Dumnezeu. E zice, de, de vreme ce ai neprihănirea lui Dumnezeu, nu mai trebuie să mărturisești păcatul. Dar vreau să vă citesc textul, să vedeți că textul spune că în două să mărturisite. Ascultați, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte. Deci mărturisite amândouă. Este mărturisit păcatul și este mărturisită și jertfa Domnului Isus. Eu de asta am curaj să mărturisesc, frate, păcatul. Pentru că am jertfa Domnului Isus Hristos. Vă scrie aceste lucruri să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, vorbește despre cei credincioși, avem la Tatăl un mijlocitor. Avem acum în prezent pe Isus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, la plural. Și numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Despre asta este vorba. Deci, dragilor, haideți să învățăm câteva concepte teologice în final. Există procurarea iertării păcatului noastre la cruce, când noi nu existam. Și există o primire a acestei iertări. Procurarea iertării este aspectul obiectiv al mântuirii, aplicarea acestei iertări este aspectul subiectiv al mântuirii. Acum, când tu ești mântuit, există două lucruri distincte pe care trebuie să le ții minte. Unul este poziția ta înaintea lui Dumnezeu. Poziția ta înaintea lui Dumnezeu este de neprihănit. Da? Practica ta înaintea lui Dumnezeu, nu este neprihănită în mod absolut total. De ce? Pentru că mai păcătuiești. Ține minte lucrul ăsta. Acum, tu nu-ți mărturisești păcatele pentru a rezolva poziția ta înaintea lui Dumnezeu, pentru că ești deja neprihănit, iertat de toate păcatele. Ești considerat fiul lui Dumnezeu, nu se schimbă asta. Când copilul meu greșește față de mine, nu-i dezmoștenit. Tu ți mărturisești păcatele pentru a rezolva practica ta. Aia ți mărturisești un păcat din practică, din trăirea ta. Ați înțeles? De asemenea, Poți gândi relația unui om cu Dumnezeu în două feluri. 1. Unu, relația unui necredincios cu Dumnezeu și relația unui credincios cu Dumnezeu. Relația unui necredincios cu Dumnezeu este relația unui necredincios în fața unui judecător. Relația unui credincios cu Dumnezeu este relația unui fiu față de tatăl lui. Două relații diferite. Păcătosul cu judecătorul, credinciosul cu tatăl lui. Două relații total diferite. Credi necredinciosul se mărturisește pentru a intra într-o relație bună cu judecătorul. Pă, credinciosul se mărturisește pentru a resta o părtă, restaura o părtășie cu tatăl. Două lucruri total diferite. Nu trebuie confundate așa cum este în mesajul acesta. Este adevărat, conform evrei. Noi nu mai avem o cunoștință a păcatelor care ne duc la condamnare veșnică. Dar noi avem o cunoștință a păcatelor comise în prezent. Deci veșnicia e rezolvată, dar prezentul am o problemă cu el. Am făcut un păcat. Înțelegeți? Deci... E adevărat, nu mai am teama de pedeapsa condamnării veșnice. Dar am grijă pentru părtășia cu Dumnezeu. Înțelegeți despre ce este vorba? Nu am teama că soția mea divorțează. Pentru că am făcut un păcat față de ea, o greșeală față de ea. Și am grijă pentru părtășia și relația noastră, atmosfera din casă. Două lucruri diferite. Ce să-i așa greu de înțeles? Nu mai am teama că tata mă dezmoștenește. Am grijă de a fi într-o relație și o părtășie bună cu tatăl meu. Că anumite privilegii dispar atunci când greșește copilul. Înțelegeți? De asemenea, mărturisirea nu este pentru justificarea noastră. Suntem justificați la începutul vieții noastre de credință. Nu, sunt, nu ne mărturisim pentru mântuire, pentru iertare, pentru absolvire de păcat. Ci ne mărturisim pentru sfințirea noastră. Pentru că în umblarea noastră pe pământ păcătuim, greșim și păcatul are anumite efecte asupra caracterului nostru, asupra conduitei noastre, asupra relațiilor noastre unii cu alții și asupra părtășiei noastre cu Dumnezeu. Asta vrem noi să restaurăm, nu mântuirea. Înțelegeți? Și ce să pierde? ne pentru restaurarea unor privilegii sau beneficii. Nu ne mărturisim pentru că ne-am pierdut mântuirea. Vreau să vă dau exemplu pe David, că fratele a citat pe David și a zis că David a înțeles, e unul din vechime care a înțeles doctrina aceasta a justificării a iertării păcatelor. David zice așa, ascultați. Ferice de cel cu fără de lege iertată și cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este viclenie. Și ascultați. Ce s-a întâmplat când a păcătuit? câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gementele mele necurmate. El de asta s-a mărturisit, ca să nu îi se mai topească oasele, nu ca să fie mântuit din nou. Zi și noapte mâna ta a apăsat asupra mea. De ce s-a mărturisit? Ca să nu mai apese mâna lui Dumnezeu asupra lui. Vedeți că a pierdut niște privilegii și a intrat sub pedeapsa, sub disciplinarea corectivă a tatălui, nu a judecătorului. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta De ce s-a mărturisit? Ca să nu se mai usuce vlaga cum se usucă pământul de verii. Pentru a ieși de sub disciplina lui Dumnezeu și pentru a restaura anumite privilegii. Atunci s-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis în vom mărturisi Domnului fără de legele și tu ai iertat vina păcatului meu. Auzi, de aceea, orice om e vlavios să se roage ție la vremea potrivită. Vedeți ce interes să roage? Omul e vlavios care și el mai greșește. Sau Psalmul 51, fraților. De ce mărturisim? Psalmul 51. Și mărturisește top psalmul păcatul. De ce? Că și-a pierdut mântuirea? Nici de cum. Auzi ce spune el aici. Fămă să aud veselie și bucurie. A pierdut privilegiul bucuriei. N-a pierdut mântuirea. Oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Da? A pierdut starea de bine interioară. Uh, nu mă lepăda de la fața ta, nu lua Duhul tău cel Sfânt de la mine. S-a întristat Duhul Sfânt. El nu fusese încă lepădat, avea Duhul Sfânt, vedeți? Dă mi iarăși bucuria mântuirea. A pierdut mântuirea? Nu. A pierdut bucuria mântuirii. Deci el se roagă pentru restaurarea, restabilirea unor privilegii, dragii mei. Despre asta este vorba. Da, eu consider că învățătura aceasta, pe care o predică fratele, deși ăsta este un lucru atât de ciudat, este atât de ferm și de apăsat pe doctrina justificării prin credință pentru stabilitatea mântuirii unui credincios, pentru iertarea tuturor păcatelor prezente, trecute și viitoare, pentru siguranța mântuirii și totuși face o confuzie atât de gravă între, între aceste două lucruri distincte, da? Și aceste credinciosul și necredinciosul, relațiile lor cu Dumnezeu. Da? Mântuire și sfințire. Le amestecă, le zăpăcește acolo și face oamenii să creadă că dacă cineva își mărturisește păcatul, sigur și îl mărturisește pentru că se teme că a fost condamnat, că și-a pierdut mântuirea, că nu mai are relații cu Dumnezeu. Nu este adevărat. Deci nu este pur și simplu, nu este adevărat. Noi ne mărturisim păcatul ca o igienă zilnică, spirituală, pentru a ieși dacă am intrat sub disciplina lui Dumnezeu, pentru a restabili anumite privilegii pe care le-am pierdut, pentru a îndepărta aceea întristare a Duhului Sfânt din noi, da? atunci când am păcătuit, pentru a readuce atmosfera bună de părtășie caldă cu Dumnezeu Tatăl nostru, da? pentru a rezolva păcatul ăla care afectează caracterul nostru, conduita noastră, mintea noastră, da? slujirea noastră în biserică, păcatul afectează o grămadă de lucruri. Cum să nu-l mărturisim? Nu îl mărturisim că ne-am pierdut mântuirea, frate. Deci eu aș dori dacă vreodată fratele mai atacă doctrina asta și practica fundamentală mărturisirii păcatelor, să interacționeze cu această poziție. Această poziție care acceptă, spun deschis, acceptăm total că justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu este totală, este absolută, este definitivă, odată pentru totdeauna nu se schimbă niciodată și că noi niciodată nu mai simțim condamnarea veșnică a mâniei lui Dumnezeu asupra noastră. S-a rezolvat. Nu despre asta discutăm, da? Nu despre asta discutăm. Sper că aceste distinții, acest, această apologie mai teologică, vă este de folos, vă întărește convingerile, vă ce la o practică sănătoasă înaintea lui Dumnezeu. Pe data viitoare. La revedere!